Studiile în domeniu au relevat că până la 66% din oameni au experimentat episoade de vorbit în somn la un moment dat în viață. Cu alte cuvinte, fenomenul apare destul de frecvent și se întâmplă fără ca cei care îl experimentează să știe ce mesaj transmit când sunt adormiți. De ce apare acest efect aparent inofensiv? Vorbirea în somn este o tulburare cunoscută sub numele de somnilo și se poate întâmpla oricui, oricând. Este vorba despre cuvintele rostite inconștient, iar persoana respectivă nu conștientizează acest lucru și nu și-l amintește atunci când este trează. Acest obicei nu este periculos și nu necesită un tratament medicamentos, însă poate fi deranjant pentru partenerul de viață. Cercetătorii nu știu exact motivul pentru care oamenii vorbesc în somn, însă din studiile clinice reiese că acest efect ar putea avea legătură cu informația genetică moștenită. Studiile efectuate în Finlanda și Japonia au scos la iveală că gemenii experimentează adesea vorbirea în somn, care poate să apară împreună cu somnambulismul și cu coșmarurile. Unii experți sugerează că părinții care vorbesc în somn au un risc mai mare să aibă copii care să manifeste aceleași obicei în timpul somnului. Oricine poate mormăi când doarme, dar unii factori, în special privarea de somn, poate favoriza și rostitul unor cuvinte auzite clar în somn. Experții medicali consideră că majoritatea oamenilor care experimentează acest efect sunt stresați sau se confruntă cu un deficit mare de odihnă. Când nu ne odihnim suficient, activitatea creierului este afectată, iar asta poate duce și la scăderea calității somnului. Trebuie să știi că nu există o modalitate cunoscută de a vorbi mai puțin în somn, dar unele schimbări în stilul de viață pot duce la prevenirea și controlul acestui efect. Evită mesele grele cu puțin timp înainte de culcare, pregătește-ți un pat cu saltea și pernă confortabile, de calitate și renunță la băuturile cu cofeină seara. Este bine să ai și un program de somn în fiecare zi pe care să-l respecti. Relatează adevărul.ro.